August vine cu un spectacol astronomic rar anul acesta, mai exact cu două luni pline, care sunt și super luni. Vă spun imediat ce înseamnă acest lucru. Luna Asturion, prima lună plină din august, numită așa după almanahul fermierilor din SUA, când apele abundă de sturioni, va apărea pe cer mâine seară. Și luna albastră, a doua lună plină din această lună, va apărea în 30 august. Ultima dată când două super luni pline au apărut în aceeași lună a fost, de exemplu, în 2018 și următorul eveniment similar va avea loc abia în 2037, așadar este un eveniment destul de rar. Dar de ce sunt cele două luni pline super luni? Pentru că ele par mai mari ochiului uman, satelitul natural al Pământului fiind mai aproape de Pământ, de noi, în mișcarea eliptică în jurul Pământului. Mai exact, Luna se află în această perioadă la cea mai mică distanță de Pământ și anume mâine, de exemplu, la 357.000 de kilometri, iar la final de august va fi și mai aproape. Fenomenul acesta este numit perigeu în această fază. Luna pare mai mare cu 14-15% și mai luminoasă cu 30% decât în alte momente ale anului. Așadar, mâine, superluna Asturion va răsări undeva în jurul orei 21:30, undeva între sud și est și va traversa bolta cerească până la ora 5:30 dimineața, când va apune. De asemenea, în urma lunii, pentru cei pasionați de astronomie, se vor putea vedea și planetele Saturn și Jupiter.